A fost explozie de sunet, culoare, dar mai ales de gusturi tradiționale la Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dâncuș din Sighet Marmației, acolo unde turiștii din toate colțurile țării, dar și din străinătate, au venit dornici să descopere o nouă ediție a festivalului Paști în Maramureș. Din Prahova, Ploiești. Suntem de 3 zile la dumneavoastră, ne simțim foarte bine, suntem cazați în Comuna Breb. Am făcut pașile aici și am venit să luăm parte. Am auzit de la gazdele de unde suntem cazate că se va întâmpla treaba asta aici și am venit să vedem obiceiurile, tradițiile. Cum te simți la Paște în Maramureș? Foarte bine. E așa, ceva de ani în urmă, cumva trăim în actualitate acum. E pentru prima dată când îți petreci Paștele în Maramureș? Da, foarte frumos. Și o să mai vii la noi? Cu siguranță. Și nu numai de Paște. M-aș muta dacă aș putea aici. E foarte frumos. Super, ce să zic, tradițiile de altă dată, adică încă să mai păstrează, am fost plăcut surprins să vedem că lumea este îmbrăcată și poartă portul de care era de mult. Ce să zic, o minune. Ce vă place cel mai mult? Portul, bineînțeles că se respectă tradiția și căldura oamenilor. Am simțit căldură. Asta, zilele astea am fost întâmpinați cu mult zâmbet. Mi-a plăcut foarte mult că se respectă tradițiile, că oamenii chiar merg la biserică și că o foarte mare parte din tineret chiar ține cont de toate aceste lucruri. Ceea ce în București, spre exemplu, nu prea se observă atât de des. Festivalul Paște în Maramureș este unul de tradiție pentru municipiul Sighet Marmației și își propune de fiecare dată să exprime prin sunet și culoare tot ce are Maramureșul mai valoros, portul popular, folclorul autentic și toată bogăția de tradiții și obiceiuri. Ca de obicei, ne bucurăm că putem în primul rând organiza acest eveniment de suflet al sighetenilor și al maramureșenilor, Paște în Maramureș, un eveniment care crește de la an la an. Și în primul rând vrem să transmitem un mesaj de pace, solidaritate și de liniște de aici din inima Maramureșului istoric, un sat maramureșan din inima orașului în care se păstrează tradițiile, obiceiurile și tot ce ne-a lăsat mai bun înaintașii noștri. Este foarte important să transmitem mai departe tradițiile și obiceiurile moștenite din strămoși pentru a putea păstra, așa cum am spus, o bună colaborare, o bună implicare, o bună, să zic, tot ce înseamnă bun în această lume, să fie unitate, solidaritate și belșug, în primul rând, ținând seama de ceea ce transmitem noi aici prin credința în Dumnezeu, sărbătorile tradiționale de Paște. Este un eveniment care unește satele maramureșene, dincoace de deal, din zona Maramureșului Voievodal. Chiar dacă este zi de sărbătoare, toți s-au mobilizat și au venit aici să frumusețeze satul maramureșan, Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dâncuș. Ne bucurăm că se organizează și anul acesta tradițional eveniment Paștii în Maramureș, un eveniment al satelor maramureșene, un eveniment care aduce în fața tuturor, în fața publicului, în fața vizitatorilor, în fața comunității, obiceiurile, tradițiile, credințele, portul popular, bucatele alese specifice zonei Maramureșului istoric. Alături de noi se află și mulți meșteri populari, cărora le mulțumim pentru că de fiecare dată sunt alături de noi și răspund invitației noastre. Îl avem și pe domnul Șuș, cătezaurul uman viu, creatorul de măști tradiționale. Îl avem și pe singurul olar din Maramureș, pe domnul Burar Tănase, dar și creator de port popular, podoabe tradiționale, sculptori în lemn. Așadar, acest eveniment este organizat de Primăria Sighet Marmației, în parteneriat cu Centrul Cultural Sighet Marmației, Muzeul Maramureșan, un eveniment
într-o locație pitorească, în satul arhaic maramureșan, cum îmi place mie să-i spun, pentru că este singurul loc în care satul tradițional maramureșan se păstrează în forma lui autentică. Invităm pe toți sighetenii să vină alături de noi, nu doar la evenimentele mari pe care le organizăm, îi așteptăm cu diverse activități pe care le pregătim, se deschide sezonul turistic, alături de noi vor fi meșterii populari, colegii mei și cu siguranță vom încerca să aducem în fața publicului și comunității evenimente pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate gusturile. În fiecare an a devenit tradițional, deja de mulți ani de zile, evenimentul Paști în Maramureș. Este evident și în acest an o explozie a costumelor, a copiilor atât de frumoși îmbrăcați în portul maramureșan, a satelor tradiționale, a bucatelor și a meselor pline. Este un eveniment care în fiecare an promovează tradiția la noi în Maramureș. Eu cred că este tot ceea ce ne reprezintă pe noi, pe maramureșeni. Este vorba despre oameni, despre credințe, despre profunzime, despre locurile în care strămoșii noștri ne-au învățat că trebuie să respectăm cu sfințenie Sfintele Sărbători de Paști și ne bucurăm să fim împreună cu oaspeții noștri, cu turiștii noștri, cu noi cei care găzduim în Maramureș și pe un pământ binecuvântat toți musafirii și toți oaspeții noștri de mult timp încoace. Senzațional! Eu sunt senator de Galați și unde să-ți petrești sărbătorile dacă nu în Moldova mea, în Maramureș, unde ne-am simțit extraordinar, alături de domn primar, alături de prietenul Sorin Vlaș și senator și împreună cu familia, bineînțeles, că așa e cel mai bine sărbătorile pascale să le petrecem în familie. Sperăm ca mesajul nostru în general, de fiecare dată pentru copiii noștri, este să creștem copiii în dragoste de patrie și de neam, în credința ortodoxă, așa cum ne este nouă bine românilor. Mă bucur să văd foarte mulți turiști aici la Muzeul Satului și mă bucur de asemenea că am avut parte de vreme bună astăzi pentru a participa la acest eveniment. M-aș bucura ca Consiliul Județean Maramureș să se implice mai mult în astfel de evenimente pentru a putea promova în țară tradițiile populare din Maramureș și astfel încât să beneficiem de venirea cât mai multor turiști la noi în județ. Urez în continuare un Paște fericit tuturor maramureșenilor și să ne vedem sănătoși și bucuroși la mult mai multe evenimente ca și acesta. Sighetul Marmației, în capitala voivoda la Maramureșului, tradițiile sunt cu adevărat la ele acasă, așa cum sunt de altfel în întreg Maramureșul voivodal, și pe Valea Izei, și pe Valea Vișeului, și pe Valea Tisei, și pe Mara, și pe Cosov, peste tot. Maramureșenii știu să-și sărbătorească tradițiile, acestea pe care le avem de la moșii și strămoșii noștri și cred că asta e datoria sfântă a noastră, a fiecăruia, să le păstrăm vii pentru generațiile care vin. Ei, având în vedere progresul ăsta care se întâmplă și pe care îl vedem, nu știm ce vor face generațiile viitoare, dar e datoria noastră să le oferim posibilitatea asta, să trăiască într-un județ în care ce s-a întâmplat de mii de ani rămâne viu, pentru că apoi copiii noștri, strănepoții noștri să aibă de unde să aleagă felul în care va arăta viitorul lor. Un eveniment foarte frumos, autentic. Mulțumim sighetenilor și celorlalți maramureșeni și vizitatorilor că au ajuns aici. Este un eveniment unic și să se bucure de autenticitate și de frumusețea locurilor străbune. Gospodăriile invitate să găzduiască turiștii s-au pregătit cu bucate alese, dar și cu multă voie bună. Întotdeauna românii au știut să pregătească cu bucate tradiționale, cu prezența la Sfânta Biserică, cu Sfințitul. Noi românii ne păstrăm obiceiurile, tradițiile și tot ce înseamnă lăsat de la Bunul Dumnezeu pentru Sfintele Paște. Și un dulce. Cum e gustul, doamnă? Delicios. Am venit să facem Paștele în Maramureș. Ne place foarte mult. Toate sunt extraordinar de bune. E o masă tradițională. Toată lumea a pregătit câte ceva pentru masa aceasta. Toate pentru Paștele. Ouă, sarmale, prăjituri, de toate pentru toți. Turiștii au trecut pe la voi? Da, foarte mult. Și ce au zis? A spus că sunt bune mâncărurile.
Dacă unele gospodării au așteptat la căsuță pe invitați cu bucate alese, altele au ieșit în drum cu joc și voie bună spre încântarea mai ales a turiștilor. Nu a lipsit nici spectacolul artistic de pe scena amplasată la muzeu. Peisajul de poveste al festivalului a fost completat de meșteri și artizani. Hristos a înviat, bine am nimerit la singurul olar de pe Valea Izei. Da, da. Bună ziua, mă numesc Tănase Burnar, sunt de la Săcel, iar la noi menținem vechea ceramică dacică, ca și formă, tehnică și model. Pământul, prin ardere în cuptor, capătă culoarea roșie și gata de folosit, așa simplă și naturală, fără glazuri, fără nimic altceva, numai lutul ars în cuptor. Asta se datorează calității lutului din care noi facem oalele și modul în care lucrăm oala o face trainică și rezistentă. Și gustul mâncării cum e? Gustul mâncării e cu totul altfel gătit într-o oală de lut. Noi vă așteptăm cu drag la Săcel să ne vedeți noul atelier. Ne-am mutat la strada principală numărul 1114, Olar Săcelui, locația noastră. Să ne treceți pragul și să încercați să puneți mâna, să facem o oală împreună. Atunci o să se vadă o mare diferență. Cu câte cămeși și cojoace ați venit astăzi? E un stand întreg, câte putem să facem ca să fie de tot, de fiecare câte un model. De exemplu, începând de la cojoacele cu ciucălăi, după aia cojoacele alalte care sunt pe negru, sunt cojoacele de vișeu, pe urmă sunt alea cu roșu din spate, sunt cojoace de săliște, pe urmă începem cu cămeșile, sunt cămeșile bărbătești, care sunt cămeși tradiționale, de pânză tradițională, și pe urmă astea alte de femei și încoace până ajungem la partea de broderie. Văd că aveți și accesorii. Da, da, sunt și accesorii, sunt și cămăși de fetițe, pălării. Începând la 5, avem de toate. Spre seară, festivalul a continuat în centrul orașului, acolo unde a avut loc spectacolul folcloric, cu participarea numeroși artiști de seama ai Sighetului și ai Maramureșului.
Mulțumim frumos! Și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Adrian Menza! Mulțumim! Hey,
Spectacolul folcloric al Festivalului Paște în Maramureș va putea fi urmărit în seara aceasta la emisiunea Manifest, dar și în cadrul unor ediții viitoare.